Biletul zilei la pariuri sportive, pontul zilei la pariuri sportive, uh, ambele sunt analizate și explicate gratuit pentru voi toți. Avem uh, un bilet cotă 3 din volei, tenis și fotbal. Începem cu prima partidă din volei din campionatul Franței, acolo unde se întâlnesc două echipe extrem de echilibrate, Montpellier vs. Set. Ultimul meci direct s-a terminat cu scorul de 3 la 2 pentru uh, oaspeți oaspeții de azi și bineînțeles după un match extrem extrem de echilibrat după cum puteți vedea a ajuns până în set decisiv și acela uh, s-a decis foarte foarte greu având în vedere că ambele obțin și cedează seturi cu ușurință mă aștept la cel puțin 3,5 seturi în match, la o cotă de 1,42 trecem mai departe Leuven, Churchill, Churchill Bruges Total cartonașe Churchill Bruce peste 1,5. De ce? Pentru că Churchill Bruj întâlnește echipa împotriva căreia se încasează cea mai mare medie de cartonașe galbene din Belgia, 2,83 pe meci. În altă ordine de idei, împotriva lui Lovon când joacă acasă, echipele încasează și mai multe galbene, iar media urcă până la 3,09. Bineînțeles că se încasează și roșii, iar această medie generală împotriva lor este de 0,27 cartonașe roșii pentru adversarii care o întâlnesc pe Leuven. Uh, Churchill Bruges încasează 2,08 galbene pe meci, iar în deplasare media sa chiar crește până la 2,67 galbene încasate și 0,25 roșii pe partidă. Arbitru meciului este Alexandru Bucat. Cu o medie de 3,64 galbene acordate și 0,33 roșii pe meci. În aceste condiții cred că, cu tărie că se pot încasa cel puțin două cartonașe de către Bruj. John Isner cu Emiliano Gomez, un alt duel echilibrat în opinia mea. John Isner, după cum bine știți, bombardierul a și servește foarte, foarte puternic a, acest tenismen, dar... În același timp, este jucătorul din circuitul ATP cu cele mai multe tiebreak-uri din tenisul masculin, face el ce face și tot timpul ajunge în tiebreak pentru că își câștigă game cu ușurință, dar pe partea de defensivă stă foarte foarte prost la țăcăneală, de aceea ajunge tot mereu în tiebreak. Iar pariul meu este pentru că va ajunge în tiebreak, bineînțeles. Mizez pe un peste 20,5 gameuri meci, cota 1.35, foarte, foarte frumoasă cota asta, zic eu. Și pontul zilei, cel mai bun meci mi se pare aici bam pe jos la acest pronostic. Duelul dintre Rapid și Craiova la specialele dintre jucători, duelurile dintre jucători la specialele bet acolo găsiți acest pronostic. Dugazici vs Bauza Cine uh, va da mai multe pase? În opinia mea, lucrurile sunt foarte simple: sunt posturi diferite, Dunga zici foarte izolat acolo în, uh, în atacul rapidului. când are mingea trage la poartă, nu intră foarte des în, uh, în combinații, în timp ce Bauza este un fel de coordonator mijlocaș central un pic mai avansat în spatele vârfurilor, toate mingile trec pe la el. Este titular de drept, joacă toate minutele în general, în timp ce Dunga chiar dacă este golgheterul competiției, mutul a schimbat în 6 din ultimile 10 etape sau meciuri disputate de către Rapid. Da, știu, uneori l-a schimbat pe minutul 80, alteori pe minutul 65, alteori a jucat 30 de minute, dar ideea e că este și schimbat. Totuși, cred că Bauza doar dacă joacă 30 de minute poate avea mai multe pase decât dunga, zici. De aceea, cota asta de 1.25 mi se pare extrem, extrem de ușor de ieșit. Așa arată biletul. Dragi prieteni, nu uitați, cele mai bune bilete adunate de prin grupurile de pariuri urmează să le postez într-un alt clip. Pentru vineri, sâmbătă, duminică aveți toate strategiile. Strategia 2 goluri în prima repriză, strategia 42 de pași, strategia... GG sau 3+, plus și bineînțeles, biletul Coto 1000, care merge excelent până acum, primele 3 trei predicții au ieșit, continuă acel bilet. Uh, și nu în ultimul rând, vreau să vă mai spun că am pregătit bilet pentru Champions League, Europa League și Conference League, pe care îl, găsesc, îl găsiți tot uh, pe YouTube, acolo prin uh, ultimile clipuri. Eu am fost Nicolae Vasile, nu uitați, pareați responsabil, pareați cu cap, mă înclin.